Liberalii conduși de Mihai Ghimpu s-au lansat oficial în electorala 2014. Evenimentul de lansare a început cu intonarea imnului statului, al partidului, dar și al NATO, instituția la care, potrivit platformei electorale PL, Republica Moldova trebuie să adere. Ce înseamnă o lansare a unui partid politic în campanie electorală? Asta înseamnă jumătate de victorie. Eu consider că astăzi noi am obținut mai mult. Pentru ce? Pentru faptul că suntem partidul care luptăm pentru adevăr, dreptate, bunăstare și libertate. Noi suntem partidul care dormim cu aceleași probleme, trăim cu aceleași probleme a cetățenilor Republicii Moldova. Noi trăim durerea lor. Noi trăim dispărțirea lor între mamă și fiică, fiu, între soț și părinți. Dar noi nu suntem înțeleși. De ce? Pentru că noi ne-am asumat purul adevăr. Dimensiunea europeană pentru Republica Moldova. Drumul european va fi o reușită doar împreună cu Partidul Liberal. Drumul european pentru Partidul Liberal înseamnă drum al păcii, securității și bunăstării. La eveniment au fost prezenți membrii și candidații PL la funcția de deputat, dar și susținători ai partidului din teritoriu.